Despre toate acestea, dar mai ales despre cum o echipă complexă se străduie și chiar reușește să îmbunătățească situația la Suceava, s-a vorbit într-o conferință de presă online. Suceava este unul dintre cele 16 județe din țară în care Salvați Copiii derulează un proiect prin care aproximativ 6300 de gravide și mame adolescente beneficiază de servicii sociomedicale și educaționale. Filiala din Suceava lucrează acum în 3 localități pe acest proiect: Ciprian Porumbescu, Voitinel și Ilișești. Un lucru care mi-a creat o extraordinară emoție. Am avut astfel de sesiuni de informare în toate cele 3 localități, în Ciprian Porumbescu, în Voitinel și în Ilișești, și mi-aș fi dorit să fie cineva să vadă cu cât interes aceste fetițe urmăresc filmele care le arată cum anume crește o nouă viață înăuntru lor și cum anume se transformă corpul lor. Și aceste viitoare mămici, aceste fetițe mămici, își doresc să cunoască și își doresc să fie informate. Din nefericire, exact cum spuneam, foarte multe dintre ele renunță la școală, undeva în clasa a șasea, deja ele nu mai merg la școală din diferite motive și din cauza ignoranței ajung să intre în batalionul celor care vor fi copii cu copii în brațe. Prin intermediul echipelor locale din aceste 16 județe oferim suport socio-medical comunitar și consolidăm parteneriatele cu instituțiile locale și județene. Și până să începem ședința, v-am spus deja că avem o colaborare frumoasă cu instituția de cei de la Direcția pentru Sănătate Publică, cu Direcția pentru Protecția Copilului, cu asistenții medicale, asistenții comunitari, mediatorii sanitari din localitățile în care noi ne desfășurăm activitatea. Și un lucru foarte frumos, suntem de multe ori abordați din alte localități în care noi nu derulăm efectiv proiectul și ni se cere sprijin pentru mămicile care se află într-o situație dificilă. Situația de la Voitinel a pornit de la realitatea noastră care o avem aici, la un număr de 92 de gravide, cu un număr de 20 de gravide minore. Vă dați seama că problemele sunt destul de serioase la noi. Ne-ați lăudat cum am reușit să facem analizele la gravide. Este foarte simplu, prin colaborare cu laboratoarele. Recoltăm analize de la gravide trimitere și trimitem analizele sânge de la analize într-un loc cu bilet de trimitere. Și se rezolvă problema asistenței medicale, analizelor medicale gratuite. Ecografiile le facem tot gratuit, pentru că mi se pare normal să fac o ecografie gratuită, mai ales la o viitoare mamă, care oricum se pregătește din punct de vedere material pentru viitorul copil. Și acum mai încărcăm și noi financiar cu niște cheltuieli, problemele se schimbă. Un alt lucru care pe mine mă ajută foarte mult în activitatea mea este pregătirea asistenților medicali, care pot să spun că rar mai găsești așa ceva la ora actuală, asistenți medicali să fie așa de mult devotați meseriei lor, care și după orele de program merg în teritoriu, fac tratamente, caută, văd și rezolvă toate cadrurile, toate problemele medicale la nivelul competențelor. Avem o echipă foarte bună la Valea Moldovea, suntem foarte implicate, mai ales pentru mamele minore. Bine, pentru toată lumea, dacă mamele minore are ea, așa, îi place să meargă acolo în teren, le duce la cabinete de planning, întâmpină greutăți pentru care are nevoie de transport, da? Să le ducă la humor, să le aducă, să e implicat asistenta. Dar împreună putem face lucruri frumoase. Și în ceea ce privește educația sanitară și intervenția în teren, numai colaborăm.
să avem acțiuni comune. Asta e părerea mea. Din păcate, pentru prevenție și pentru educație sanitară suntem puțini. Sunt singurul asistent pe promovarea sănătății într-un județ întreg. Norocul meu este echipa de asistență medicală comunitară, care este foarte implicată. Mulțumesc întregii echipe și în special dumneavoastră pentru modul în care desfășurați activitatea la Salvați Copiii. Eu apreciez munca dumneavoastră și de aceea vă dau tot sprijinul meu pe care îl putem oferi dumneavoastră și tuturor activităților care le desfășurați în comună pentru mame, pentru copii. Și de aceea, încă o dată vă felicit și vă spun că aveți sprijinul meu necondiționat. Activitatea pe teren mie îmi place, este frumoasă. Cunosc 99% din copii. Mai puțin cei care au venit acum, deși am vizitat cei care au venit din străinătate. Într-adevăr, sunt și situații mai precare, pe care dumneavoastră, doamna Elena, le știți, le cunoașteți, cu mai puțină bunăvoință, dar îi ajutăm în continuare. Îi încurajăm să meargă la școală, îi încurajăm cu, în mod deosebit cu igiena, cu curățenia, cu insistăm asupra sănătăților, mai multă atenție, îi ajutăm să colaboreze cu medicul de familie, deși automedicația este mai la îndemâna lor. Văd foarte multe mame care vin și lasă copii în centre. Pe motiv că nu au cu ce să-i crească sau nu mai vreau să mă refac viața, vreau un alt stil de viață și atunci vin și la statului. De aici pornește și dezinformarea lor. Cam bun. Ce vârstă au fetele astea? 17-16 ani. Și mame care nu sunt minore, 18-19 ani, dar tot tinere. Asta arată faptul că ele nu știu la ce se înhamă. Ele nu știu ce va urma. Au o imagine de ansamblu, probabil, foarte vagă, puțin conturată, iar când se trezesc, când au nasc cu realitatea, aș dau seama că nu asta e ceea ce am vrut. Da. Adică putem spune că nu au inclusiv o pregătire emoțională pentru... Nu. Iar acum, în timp ce au fost purtate discuțiile, mi-a venit așa în minte o idee de un program care cred că ar fi destul de bun de implementat. În momentul în care se face informarea în școli, să se facă chiar cu mamele care au trecut prin această experiență și să-și spună povestea cu bune și cu rele. Cred că ar avea un alt impact. Succesul programului nostru în zonele rurale defavorizate este tocmai interacțiunea aceasta individualizată, adică noi nu aplicăm niște rețete prestabilite, noi mergem la nivel de individ, la fiecare individ, la fiecare beneficiar acasă, facem o analiză a nevoilor și acționăm integrat. Cam asta este rețeta succesului pe care noi o și promovăm la nivel înalt, la nivel de Parlament și tot ce ține de propuneri legislative, intervenție integrată cu echipe mixte, asistenți sociali, asistenți medicali și mai ales parteneriate cu instituțiile locale și centrale.
pentru că fără aceste parteneriate și fără deschidere nu vom avea rezultate. Noi avem acest program în 16 județe, în 46 de comunități. Într-adevăr, este nevoie de finanțarea acestor echipe care să poată să intervină integrat. Noi decontăm transport pentru gravide la medicul specialist, decontăm ecografii, decontăm alimente de bază, facem sesiuni de informare cu privire la alăptare, cu privire la importanța vaccinării și cele mai importante din tot ce am văzut până acum sunt rețelele, cu mass media care promovează modelul nostru de bune practici și cu instituțiile care sunt deschise și care ne susțin tot timpul. Companiile pot investi în viața copiilor care au nevoie de îngrijire medicală urgentă și performantă prin încheierea unui contract de sponsorizare pe care îl pot trimite către susținător@salvaticopiii.ro, iar persoanele fizice au posibilitatea de a dona online pe salvaticopiii.ro/oxigen sau prin SMS la 88 44 2 € lunar.